Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal pe TVR Moldova și TVR 3. Iată principalele subiecte ale zilei. Marșul dedicat centenarului Marii Uniri își continuă drumul prin Republica Moldova. După două nopți petrecute la vamă, unioniștii au reușit să treacă frontiera și se îndreaptă spre Chișinău. La Chișinău a început cea de-a treia ediție a Târgului Internațional de Carte Bookfest 2018. Sunt 50.000 de titluri de carte de la cele mai importante edituri din România și Republica Moldova. Peste aproape două ore se deschid porțile unui tărâm de poveste, iar Piața Sfatului din Brașov va răsuna de melodii mai vechi sau mai noi în cadrul festivalului Cerbul de Aur. Premierul maghiar Victor Orban și ministrul italian de interne au declarat ieri la Milano că migrația ilegală trebuie oprită și promit că vor revoluționa politica Uniunii Europene în acest domeniu. Marșul centenarului își continuă în sfârșit calea prin Republica Moldova. După două nopți petrecute la vamă, unioniștii au reușit aseară să treacă frontiera și se îndreaptă spre Chișinău, unde sâmbătă 1 septembrie va avea loc mare adunare centenară. Singurul care nu a fost lăsat să treacă frontiera Republicii Moldova este președintele organizației Acțiunea 2012, George Simion, care va încerca și astăzi să treacă Prutul. Au cântat și au fluturat tricolorul de bucurie că s-au văzut de partea stângă a Prutului, trecuți de Vama Leușeni. Așa au sărbătorit unioniștii în momentul în care au ajuns în Republica Moldova, după două zile dormite în corduri și ore întregi petrecute în vamă. În Republica Moldova i-a întâmpinat și un bătrân născut în România Mare. Vreau să ajungem, să trăim frați la loc cum au fost părinții mei. Părinții mei au fost români. Unioniștii și-au continuat drumul pe traseul stabilit. Aseară târziu au ajuns la Ungheni, iar în această dimineață au pornit din nou la drum din Cornești. Suntem în localitatea Cornești, raionul Ungheni. A început o nouă zi. Ai stat 7 ore în vamă, mai bine 7 ore ultima oară. A stat 3 zile. Așa. La frontiera română-română. A fost obositor, dar ne bucurăm că am ajuns într-un sfârșit și putem să ne continuăm marșul. Și vă așteptăm alături de noi, atât în marș, cât și în Piața Mare Naționale, sâmbătă ora 12. Mă bucur că am ocazia să duc flacăra Unirii, care totdeauna sunt cu gândul la Unirii, totdeauna am fost pentru Unirii, să știm că suntem împreună, chiar dacă ne mai disparte Prutul. Le-a luat 3 zile ca să treacă Prutul și tot nu l-au trecut în formulă completă. Aseară, poliția de frontieră le-a permis să treacă tuturor unioniștilor, mai puțin președintelui Acțiunea 2012, George Simion, care a primit o nouă interdicție. Poliția de frontieră și-a argumentat decizia prin faptul că acesta ar fi avut un comportament agresiv și ar fi încălcat regimul de frontieră. Contactat de TVR Moldova, George Simion spune că interdicția primită ieri nu are un termen de valabilitate, așa că se pregătește să treacă din nou vama. Sunt absolut uluit de felul în care am fost ținuți 3 zile și 2 nopți de poliția de frontieră la vamă și consider că este un tratament inuman și consider că statul Republica Moldova devine pe zi ce trece un stat antiromânesc. I-au dat o amendă pentru faptul că am ieșit din autovehicul și nu am ascultat poliția de frontieră. Cetățenii români și la această oră sunt întorși aleator din drum, nu există niciun criteriu. La toate vămile se face această problemă. Nu cunoaștem motivul decât că avem cetățenie română și iubim Basarabia în anul centenarului. Poliția de frontieră a respins acuzațiile și a declarat pentru TVR Moldova că a existat o singură problemă la punctul de trecere de la Cahul. Acolo, până în această dimineață, ar fi fost stricat sistemul de legătură cu serviciul vamal și din acest motiv oamenii nu au putut trece frontiera. Polițiștii l-ar fi sugerat oamenilor să aleagă un alt punct de trecere sau să facă cale întoarsă. În această seară, marșul centenarului va ajunge la Călăraș, iar sâmbătă ar trebui să încheie marșul în Piața Marii Adunări Naționale. Au pornit pe 1 iulie din Alba Iulia și au străbătut pe jos peste 1200 de kilometri. Unicul impediment l-au avut la vama moldovenească. Între timp, la Soroca, Consiliul Unirii a emis o declarație prin care susține marșul centenarului care a pornit din Alba Iulia și urmează să se încheie la Chișinău.
Membrii Consiliului au condamnat acțiunile poliției de frontieră care au împiedicat unioniștii timp de două zile să treacă prutul. Aceștia mai consideră că grupul de unioniști a fost tratat discriminatoriu și au cerut să-i fie permisă lui George Simion intrarea în Republica Moldova. Consiliul Unirii de la Soroca a emis un apel către toți cei care simt românește să iasă pe 1 septembrie în piața Marii Adunări Naționale. Într-o lume grăbită, lipsită de timp și plină de griji, soții botezatul din Chișinău sunt o excepție fericită. Cresc cu dragoste și credință 7 copii, 6 fete și un băiat. Aflați povestea frumoasă a unei familii fericite în ciuda încercărilor vieții mai târziu din Telejurnal. Un de verde la cărți pentru toți pasionații de lectură. La Chișinău a început cea de-a treia ediție a Târgului Internațional de Carte Bookfest 2018. Evenimentul reunește mii de titluri de carte de la cele mai importante edituri din România și Republica Moldova. Forfotă mare la Târgul Internațional de Carte, ediția 2018, sute de cititori au venit la Bookfest pentru a-și achiziționa cele mai noi titluri la cele mai avantajoase prețuri. Pasionații de lectură au profitat de reduceri. Sunt prețurile, aș spune așa, pentru piața noastră accesibile, ținând cont că sunt cărți care trebuie să le avem neapărat în biblioteca noastră, ne bucurăm și de reducerile care se oferă. Ediția a treia Bookfestului este dedicată centenarului Marii Uniri și este organizată cu sprijinul Institutului Cultural Român și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Sunt titluri noi, foarte multe, care privesc istoria noastră, identitatea, literatura română, spiritualitatea, cultura românească, dar și cea europeană și universală. Peste 50 de edituri de pe ambele maluri ale prutului vin la sfârșit de vară ca să își demonstreze cele mai noi apariții editoriale și cele mai bune dintre ele, și publicul nostru iubitor de carte poate să vină și să găsească carte pentru orice gusturi și pentru orice vârste. Prezent la eveniment, secretarul de stat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni a vorbit despre importanța cărților românești pentru cetățenii din Republica Moldova. Atunci când ne ducem în localitățile, în satele din Republica Moldova, încă sunt biblioteci cu peste jumătate la sută sau dacă nu mai mult cu cărți scrise nu în limba română. Ceea ce este destul de trist, dacă mă întrebați pe mine, pentru că suntem în anul centenarului, anul 2018, la 100 de ani de la Marea Unire și ar trebui să fim și mai prezenți. Salonul Internațional de Carte Bookfest poate fi vizitat zilnic până pe 2 septembrie, între orele 10 și 20. Intrarea este liberă. Mai sunt aproape 2 ore până la startul ediției jubiliare a Festivalului Cerbul de Aur. Se deschid porțile unui tărâm de poveste, iar Piața Sfatului din Brașov va răsuna de melodii mai vechi sau mai noi. Să vedem care este acum atmosfera acolo. Cu detalii vine colega noastră Elinca Avram. Bună seara, Elinca, te ascultăm! Bună seara, Victoria! Bună seara, doamnelor și domnilor! A mai rămas foarte puțin timp, 2 ore și câteva minute până în momentul în care împreună cu Aurelian Temișan vom deschide Festivalul Internațional Cerbul de Aur cu o gală aniversară, cu o ediție într-adevăr specială pentru că suntem și în anul centenarului, 100 de ani de la Marea Unire și 50 de ani de la prima ediție a Cerbului de Aur. Echipa de la Chișinău este întotdeauna aici, ochii și urechile dumneavoastră, pentru a vă da toate detaliile despre ce se întâmplă la această ediție a Cerbului de Aur. Ca de obicei, nu sunt singură, ci i-am alături pe cei care au reprezentat România la Eurovision și în doar câteva ore vor urca pe scena de Cerbul de Aur, The Humans! Așa, stai să mă bag și eu printre voi, așa. Emoții, cineva? Da, nu? Sunt foarte emoționați, atât de emoționați încât abia așteptăm să intrăm pe scenă. Nu avem emoții. De data asta nu avem. Nu e niciun concurs, suntem invitați, suntem relaxați. O să cântăm și piesa noastră nouă, n-am mai cântat-o nicăieri până acum. Asta e prima dată când o cântăm fix pe scena Cerbului de Aur. Deci să fie de bun augur, așa e, să lansează o piesă nouă, nu? Pe scena exact. Cerbului de Aur. Nu numai așa lansăm, la Cerb, la Eurovision. Așa, da, e zi, diferența între scena Eurovisionului și scena Cerbului de Aur? Unde sunt emoțiile mai mari? Primurile sunt, nu știu, luminile diferă, nu, glumesc, sunt amândouă niște scene superbe. Nu știu dacă merită comparat, acolo era o scenă închisă, aici avem parte de o scenă mare, în aer liber, abia aștept să văd. Într-un oraș foarte frumos, nu? Da. Așa se zice. Frumos aici la Brașov.
E foarte frumos și din câte am înțeles e orașul cu cel mai mare număr de turiști din România. Dar pe care îi așteptăm, pe care îi așteptăm din seară. Am înțeles că mai sunt câteva locuri foarte puține cei drept, dar este loc să ascultați ce se întâmplă pe scenă și în spatele acestor garduri care nu sunt foarte înalte și nici măcar din beton ca să n-auziți. Deci e ok. Ce înseamnă pentru voi Cerbul de Aur? Înseamnă foarte mult. Gândește-te că noi toți ne-am, sau majoritatea, că unii sunt mai în vârstă, ne-am uitat de când eram copii și e unul dintre puținele festivaluri care se întâmplă la noi în România de muzică ușoară și de genul ăsta, orchestră și big band și așa mai departe. Nu vorbim de celelalte, de alt gen. Este... Nu știu dacă neapărat un vis, dar e real, știi? Și aceeași chestie a fost și cu Eurovisionul, acum cu Cerbul de Aur. Sunt lucruri pe care noi le-am văzut tot timpul, de-a lungul anilor și probabil nu ne-am fi imaginat. Chiar la Cerbul de Aur nu ne-am imaginat, pentru că nu știam dacă se va mai face sau nu. Asta a fost o surpriză pentru noi și cred că pentru toată lumea. Pentru toată lumea o surpriză frumoasă, cu emoții pozitive, așadar vă așteptăm aici în Piața Sfatului. Foarte puțin timp a rămas, rămâneți alături de Televiziunea Română, toate canalele, pentru a afla tot ce se întâmplă aici la Cerbul de Aur. La revedere! Sunt mulți uniți și fericiți. Într-o lume grăbită, lipsită de timp și plină de griji, soții botezatul din Chișinău sunt o excepție fericită. Cresc cu dragoste și credință 7 copii, 6 fete și un băiat. Nu le este ușor, înfruntă prejudecăți și provocări, dar împreună sunt puternici pentru că sunt o familie. Joachim, Ana, Maria, Elizaveta, Salomea, Sofia și Nectaria. 7 perechi de ochi în care se oglindește dragostea familiei Botezatu. Eugen și Olga și-au unit destinele acum 15 ani. Nu s-au gândit atunci că vor avea o familie mare. Pe parcurs, arunde-i bunul Dumnezeu ca să se nască primul, urmă doilea și tot așa până am ajuns la un băiat și 6 fete. Bucuria, dragostea, averea și bogăția este în ei. Cu cât mai mulți copii, cu atât ești mai fericit, mai împlinit. Fiecare copil venit pe lume a adus o nouă rază de lumină în casa lor. Astăzi, familia Botezatu e luminată de 7 copii în care seamănă zi de zi adevăratele valori. Omenia, răbdarea, să ajute unul cu altul, să împace. Sunt mulți, dar mereu împreună. Joachim este cel mai mare, are deja 14 ani și este apărătorul fraților mai mici. Bine, foarte bine. Îmi place să am surori multe. Mă ajută, când am nevoie, mă ajută. Se ajută reciproc, împart rele și bune, pentru că sunt o familie. Pentru mine, familia mare înseamnă frați, surori și mai multă fericire. Eu am rolul de soră mai mare și ajut celelalte la teme, la împăcare. Fratele mai mare are responsabilitatea de băiat în casă și care îi ajută pe toți, pe mama, tata și ceilalți. Cu toții au multe de făcut. Fiecare are responsabilități în funcție de vârstă, pentru că altfel nu ar reuși. Doar tabietul de seară le ia cam 2 ore. Pe rând, eu îi spăl și soțul îi șterge, îi aranjează, copiii fac paturile, ligă timp de culcare, după ce tăți spalați, fetele îți duc tata și tata le șterge poveste. Sunt 7 și toți diferiți, dar Olga încearcă să găsească dragoste și înțelegere pentru fiecare. Câteodată și citesc niște cărți, adică ca să mă mai interes cu educația copiilor. Problema e că sunt nevoiți să împartă la nouă spațiul din cele 2 camere ale micului apartament. Echim, fratele mai mare, doamne la doilea etaj, eu, sora mai mică, doamne la primul și Maria cu Ana, doamne pe pat. Cum reușiți să împărțiți o cameră la 4? Fețești. Ceilalți 5 membri ai familiei împart dormitorul. Cu Sofia, cu Nectara, cu tata și cu mama. Dar ți-ai dori o camera ta? Da. Și cum ai vrea să fie? Să am multe jucării. Sunt o familie cu adevărat mare, pentru o lume în care toți sunt grăbiți și copleșiți de griji. Recunosc că nu e ușor, dar nu lasă mâinile în jos. Eugen face parte din Orchestra Forțelor Armate, doar că salariul de 6.000 de lei abia de acoperă cheltuielile de întreținere. Numai iarna 2.000 de lei am căldură, înțelegeți? Plus mai am 1.000 de lei lumina, fiindcă avem boiler, nu avem apă caldă.
Așa că de acum servicii comunale restul. Olga primește și 500 de lei indemnizație pentru îngrijirea copilului. Deși sunt mulți în familie, nu beneficiază de niciun ajutor social. Nu primesc nimic. Din ce? Pentru că au venit și au controlat, au văzut că ai frigideră, ai mașină, ai ce, și au spus de ce ai nevoie, dacă tu le ai este. Dar toate sunt din donații. Tot din ajutorul primit de la oameni cu suflet mare au reușit acum câțiva ani să facă o reparație curentă. Lipsa unui sistem de ventilație în clădire însă le-a umplut din nou casa de mucegai și umezeală. Această ventilație care o vedeți acolo, ea este, dar nu lucrează. Aici în baie, cu 2 ani în urmă, am făcut o reparație. Au fost tot mucegai. Am dat mucegaiul jos și am dat cu chiatră vânătă ca să nu, că decât să mai menții puțin. Dacă suntem mulți, nu rezistă. S-a spart. Și de acum am înclietul. Aceeași situație este și în bucătărie, unde mobila abia de rezistă din cauza umezelii. Din cauza mucigaiului, în 2015, toți copiii au fost bolnavi de, așa este, în popor se spune, gripă măgărească. Un an de zile, toți copiii au tușit. Da, împreună cu soția. Pentru că sunt mulți și grijile sunt multe, iar în prag de an școlar se înmulțesc. 3 copii merg la grădiniță, ceilalți 4 la școală. Pentru a asigura pe toți cu strictul necesar, au nevoie de cel puțin 2000 de lei pentru fiecare. Asta nu ceva cel mai strict. Da, strict dacă un sărafan, cămașă, ghiozdan, încălțăminte, ștran, bant, adică ajung la toate 2000 de lei. Cu dragoste și credință încearcă să facă față provocărilor, pentru că sunt o familie. Este și greu, dar este și frumos. Și familia te învață de toate. Familia este chiere, este dragoste, este smerenie, este înțelegere, este o bogăție foarte mare. Practica bate teoria. Zicala este tocmai potrivită pentru femeile însărcinate care încă nu știu cum să-și facă profesia de mamă. De azi nu va mai fi o problemă pentru locuitorii raioanelor Criuleni și Dubăsari. O școală pre- și postnatală și-a deschis porțele la Spitalul Raionului Criuleni. Cursurile sunt gratuite atât pentru mămici cât și pentru tetici. Ce trebuie să faci? Desperați. Cum corect? Dar nu e cu burta, nu cu pieptul. Bravo, corect. Corect, dumneavoastră. Nu cu pieptul, cu burtica. Știți că bărbații nu pot să respire și cu pieptul și cu abdomenul, numai femeile au două tipuri de respirație. La școala pre- și postnatală, mămicile și tătice vor învăța împreună trucurile prin care să fie micșorată durerea din timpul nașterii. Cel mai important este că prin aceste lecții vor fi spulberate mai multe mituri. Medicii au mai enumerat și un șir de greșeli pe care le fac viitorii părinți. Prima sa greșeală este că ea tardiv se adresează la medic. Al doua, considerând că eu cunosc totul și nu am nevoie de nimic. Cel mai corect este să întreb și cât mai multe întrebi.